Potrivit ultimelor informații, până la acest moment nu au fost identificați cetățeni moldoveni răniți sau spitalizați în urma seismelor din Turcia. Totodată, Ambasada Republicii Moldova la Ankara a lansat o linie verde la care moldovenii pot solicita ajutor și informații. Consilierul Ambasadei Republicii Moldova în Turcia, Natalia Maximciuc, a precizat pentru Moldova 1 că informațiile se actualizează la fiecare 3 ore. Dimineața am lansat o linie fierbinte pentru cetățenii care se interesează de soarta rudelor sau, în general, de situația cu cutremure. Până la momentul actual am primit 3 apeluri telefonice și un e-mail de la persoanele din Republica Moldova care și-au pierdut legătura cu rudele din zonele afectate. Cel mai mult lumea întreabă cum se facă legătura, ce se întâmplă, dacă avem date. Având în vedere că cutremurile au afectat și liniile de electricitate și de infrastructură, este foarte greu de făcut legătură cu zonele, inclusiv și din Turcia, adică din Ankara, este foarte greu de dat un telefon în zona afectată. Unele drumuri, de exemplu, spre Adana, au fost distruse, practic nu sunt posibil de circulat cu transport auto. Continuăm mesagerul cu o informație de ultimă oră. 55 de salvatori din cadrul IGSU pleacă în această seară în Turcia pentru a oferi ajutor. Mai multe detalii la acest subiect ne spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniel Vodă, care este în legătură directă cu noi. Daniel, bună seara și îți mulțumim că ai intrat în legătură directă cu noi. Bună seara, Elena! Bună seara, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, informația de ultima oră este că autoritățile noastre au anunțat despre faptul că... Te auzim bine, Daniel, așa. O să rog regia să încerce să mai reia o dată legătura cu Daniel Vodă. Doamnelor și domnilor, am reușit să reluăm legătura cu Daniel Vodă, care ne va spune mai multe detalii despre echipa care pleacă în această seară spre Turcia. Daniel, bună seara încă o dată, ne bucurăm că ești cu noi. Bună seara, Elena, bună seara telespectatorilor Postului Public de Televiziune. Într-adevăr, Republica Moldova se alătură comunității internaționale în mesajul său de solidaritate profundă cu poporul turc, care a fost afectat de acest seism care a distrus numeroase clădiri, dar și a luat mii de vieți omenești. În continuare, cei 55 de salvatori, conform anunțului pe care l-a efectuat și doamna președintă Maia Sandu, urmează să se deplaseze în Turcia pentru a se alătura echipelor internaționale. Sunt peste 45 de state care au răspuns apelului Turciei de a ajuta, de a salva cât mai multe vieți. Este foarte crucial ca salvatorii noștri să ajungă în termen cât mai scurt, astfel încât să poată să ofere toată asistența necesară. După cum cunoașteți cu toții, Republica Moldova a dat dovadă de solidaritate din start. Mesajele de compasiune au fost transmise de șefa statului, de prim-ministra Natalia Gavriliță, de speakerul Parlamentului și, desigur, că șeful diplomației Republicii Moldova. Este o tragedie fără precedent, iar țara noastră demonstrează o solidaritate profundă în plan internațional. Daniel, câți cetățeni moldoveni avem la moment în Turcia și în ce zone se află preponderent aceștia? Mai e estimează că la etapa actuală avem peste 8.000 de conaționali care sunt localizați în diferite regiuni ale Turciei. Preponderent, cetățenii noștri locuiesc în regiunea vestică, adică în apropierea centrelor mari, cum este Istanbulul sau în zona de litoral. Prin urmare, nu sunt localizați în zonele care au fost afectate profund de seismele din Turcia. Totodată, după cum am anunțat pe parcursul zilei de astăzi, misiunea noastră diplomatică din primele momente ale acestei tragedii au fost în contact cu autoritățile turce, au constituit un număr de urgență unde conaționalii noștri atât din Turcia cât și din străinătate puteau să telefoneze pentru informații, dar și să solicite detalii despre evenimentele care s-au întâmplat în sud-vestul Turciei, la graniță cu Siria. Pe această cale dorim să mai reiterăm,
dacă cineva din conaționali care urmăresc la momentul de față programul Mesager cunosc informații despre moldoveni stabiliți în regiune, să contacteze de urgență misiunea diplomatică pe adresa de e-mail ankara@mfa.gov.md, centru de apel al MAIE, care la fel este disponibil pentru consultații, sau linia de urgență constituită la misiunea diplomatică. Daniel, în asemenea situații neordinare, în ce mod se mobilizează serviciul diplomatic pentru a oferi ajutor? A fost constituită o celulă de criză? Vreau să reamintesc că serviciul diplomatic este mereu în interesul cetățeanului și în serviciul său, indiferent dacă vorbim de vești bune sau vești mai puțin bune. Într-o tragedie, cum s-a întâmplat în Turcia, acest dezastru natural, primul lucru sau protocol de siguranță este că atât la Ministerul de Externe, cât și în cadrul ambasadei sunt întreprinse toate măsurile pentru a elucida cât mai rapid dacă au fost afectați cetățenii ai Republicii Moldova. După ce se clarifică aceste subiecte, sunt activate liniile de comunicare urgente, atât la misiunile diplomatice ale țării, cât și la Ministerul de Externe, astfel încât să colectăm cât mai multe informații referitoare la evenimentele de urgență majoră. Deci tot algoritmul nostru de acțiune este constituit sau se bazează pe necesitatea de a ajuta în aceste vremuri vitrege cu naționalii noștri care ar dori nu doar asistență informațională, dar și consulare de specialitate. O recomandare practică care este oferită în cadrul centrului de apel sau bunăoară în cadrul liniei de urgență constituite este ca cetățenii noștri să urmărească recomandările autorităților, pentru că în astfel de situații sunt penurii de electricitate, de servicii informaționale, inclusiv internet, respectiv oamenii nu au posibilitatea să se informeze prin canalele obișnuite și anunțurile autorităților devin absolut cruciale pentru că sunt realizate în comunitate unde stau cu naționalii noștri. În toate acțiunile de care ne conducem, Elena, de fiecare dată aplicăm protocoale care să faciliteze contactul nostru cu cetățenii Republicii Moldova. Aș vrea să reiterăm încă o dată despre acea linie pentru urgențe consulare de la Ambasada țării noastre de la Ankara, care este constituită în regim de permanență, dar și centrul de apel din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, care la fel se află la dispoziția celor care doresc să afle mai multe informații. Până la această oră, ce solicitări au fost? Deci, la etapa actuală, conform estimărilor atât din Chișinău cât și cele de la Ankara, am avut 10 de apeluri procesate. La această oră, marea lor majoritate au fost persoanele care au rude sau persoane care locuiesc în Turcia și apropiații doreau să țină legătura sau să afle mai multe informații despre oamenii dragi. Reiterăm și pe această cale, liniile telefonice rămân deschise, sunt activate în regim de permanență, vom oferi asistența necesară de specialitate, atât consulară cât și informațională. Ambasada noastră de la Ankara, Consulatul General de la Istanbul, dar și întreaga rețea diplomatică reprezentată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene rămâne a fi aproape de cetățean, dar și de poporul turc în aceste vremuri complicate, urmare a seismului care s-a produs astăzi. Daniel, îți mulțumesc mult pentru această intervenție și îți doresc o seară liniștită în continuare. Mulțumesc foarte mult!